Cu ocazia aniversării zilei de naștere, Alteța sa, Principesa Margareta, a vizitat alături de Principele Radu și câțiva apropiați primăria orașului Sinaia. Familia regală a fost întâmpinată de primarul Vlad Oprea și condusă să viziteze primăria, instituție care funcționează în același sediu de pe bulevardul Carol I de 110 ani. Principesa Margareta și Principele Radu au fost de-a dreptul încântați de noul sediu al primăriei și au vizitat fiecare încăpere. Le-au captat atenția sălile moderne, dar și sistemul de monitorizare din centrul stațiunii. Aici avem serverul care înregistrează 6 luni toate aceste informații. Și dacă vrem să verificăm ceva în anumită zonă, căutăm în arhivă și vedem ce s-a întâmplat. La finalul vizitei, primarul Vlad Oprea l-a invitat pe altețele sale regale să planteze un brad în fața sediului primăriei, în semn de solidaritate cu campania de curățenie generală de primăvară Verde Crud, ce se desfășoară în această perioadă în Sinaia. No, e mult mai frumos să vedem așa ceva făcut atât de bine, cu multă grijă. Și îmi place ideea de această Verde Crud, campanie care faceți aici la Sinaia, și vă felicit. Am fost bucuroși să vedem că s-a respectat arhitectura vechei clădiri și că cea nouă nu o umbrește cu nimic, dimpotrivă, se așează mai modest în spate, așa cum trebuie să fie respectată tradiția. Și suntem fericiți că Sinaia începe încet încet să-și vindece rănile care au fost arhitecturale în anii în care s-a construit urât. Am discutat câteva minute pe care le-am avut la dispoziție despre proiectele pe care noi le avem, despre Muzeul Orașului, unde am cerut celor de la Casa Regală să fie parteneri alături de noi, pentru că toată lumea știe, familia regală și-a pus puternic amprenta în orașul Sinaia. Care a fost ideea și cu pomul pe care l-au plantat aici în centrul orașului? Suntem în plină campanie de curățenie Verde Crud și evident și altețele lor au participat la această campanie. Acest copac, care este un brad din pădurile din Munții Buceci, va crește de acum încolo în fața primăriei orașului nostru. Administrația locală funcționează în actuala clădire din bulevardul Carol I din luna mai a anului 1905, atunci când s-au cumpărat, la inițiativa regelui Carol I al României, vila și terenul în suprafață de 3500 metri pătrați. În ianuarie 2012, la inițiativa primarului Vlad Oprea, au demarat lucrările de consolidare și modernizare ale clădirii, printr-un proiect finanțat de Banca Mondială și de la bugetul local. În luna decembrie 2014, ele au fost finalizate.